Vineri 5 iunie 2020, după o vacanță mai prelungită, legată și de pandemie și nu numai, am revenit în crescătoria maestrului Conbofil, domnul Hermăzan Ioan. Vă salutăm, maestre! Bine v-am regăsit sănătos! Și cu amabilitatea dumneavoastră o să filmăm puțin prin compartimentele porumbeilor dumneavoastră. Hai să ne uităm, așa sunt zburătorii. Sunt tineri, așa sunt tineri. Aici s-au pierdut doi. Deci au fost 10, s-au pierdut doi. Inexplicabil. Dar nu contează, întotdeauna e o problemă, dar acolo era un argintiu care, în clipa în care l-am băgat la zbor, să vrea să rupă cușca, deci eu știu, sus unul care slăbise și trebuia să scap de el. În rest, porumbei ăștia sunt destul de buni. E unul care vine destul de în față, ăla vine în față. Da. Adică sunt niște porumbei care promit. Ăla probabil va zbura maratonul, e fiul dintr-o femelă de lachi de la Limburg. Am înțeles că ați avut antrenament cu ei și astăzi, nu? Da, am făcut antrenament și astăzi bine. La 80. Ei sunt sosiți acum, nici nu prea mănâncă, după amiază să mănânce. Da. Hai să mergem mai departe. Aici sunt un compartiment în care n-am pierdut decât unul singur. De fapt, nu l-am pierdut, l-am scos eu. Aha. Pentru că își rupsese două, trei pene și unde-i banda neagră și închisă. Sunt negru, l-am de speranțe, argintiu, maratonist, la joacă fondul, e 0,45. Ăștia sunt niște tineri interesanți. Da, da. Să vedem ce se va întâmpla. Mergem mai departe. Aici sunt mai mult lipsă, dar ăla e porumbelul cu locul 28 din 6.000 anul trecut. Ăsta e unul care a zburat maratonul, ăla e un Rothof demifondist foarte bun. Ăla e unul care îmi dă speranțe. Frumos, și se prezintă bine. Câți mascule aveți? Sunt, arată acum după și după trei concursuri am adus cât de cât în formă. Și din păcate aici am doi homosexuali, nu pot să-i separ. Ăla e locul 30 la Izium anul trecut. Good, da. La albastru l-am scos, e la matcă, la care a făcut locul 2. Sunt destul, nu știu ce să fac cu ăștia doi. Boxaj, stau amândoi împreună. Nu vine niciunul. Ăsta a venit al patrulea la ultimul concurs. Poate l-aș scoate pe celălalt, dar îmi trebuie o boxă la matcă ca să... Da. Asta e cea mai constantă volieră. Porumbei mai bătrâni? Da, ăștia sunt de 2 ani toți. Ăștia doi sunt favoriții care vin mereu și sunt din vechea linie de bambruen. Albaștri ăștia, da. Ăla e un porumbel de drog. Ba, ăla e singurul, e demifondistul meu, e la 3 ani care vine... Duminică a venit primul aici. Da. Frumos, se prezintă bine, îmi place. Da, e o volieră, asta e o volieră destul de omogenă. Și am voliera de tineri, care și ăștia sunt interesanți. Aici s-a pierdut unul inexplicabil. Da, nu pot să... Bine, în voliera aia s-a pierdut unul de 2 ani care avea 3 fonduri la antrenament, deci l-a luat Ulip. Cine știe ce avem accident. Avem și nebunia asta cu Ulip, nu știu ce. Dar, vezi, unii stau ascunși. Acolo e primul porumbel care a intrat de la Uman în toamnă. Da, deci practic și de drept la ora asta sunt 46 de văduri. Eu zburând numai văduri. Numai masculi, da. Da, nu zbor decât masculi. Le-ați arătat femelele până acum? Le-am arătat femelele când au venit și probabil la primii 5 o să le arăt când primit. Aici sunt femelele pentru văduri ăștia de aici. Dar femelele arată impecabil după da, 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 arată, da. Arată, sunt în mare formă. Într-adevăr. Da, se întrechează cu mine, n-am nicio problemă. Da. Super, pentru fiecare mascul, nu? Da, ele 4, sunt 6, cele 6, cele, nu 16, 15, care corespund fiecărui mascul de acolo. Aici sunt puii.